Pasiune, dorință și o mână de oameni. Așa s-au pus bazele unui laborator de panificație din Reghin cu o tradiție mai veche de 20 de ani, mai exact 22. Construcția acestuia a început în anul 1994, pornind de la meseria unui bunic și dorința unei tinere familii de a-și dezvolta spiritul antreprenorial. Prima pâine făcută la brutărie nu a fost cea mai reușită, însă munca, devotamentul și timpul au schimbat acest lucru. El ne-a ajutat cu locația. Pe vremea aceea... Ce înseamnă locația? Pe vremea aceea era un fost garaj și o fost magazie de lemne, care le-au transformat într-o brutărie. Au făcut un cuptor din cărămidă și cu 3 angajați și o dace papuc au pornit la drum. Prima pâine nu a fost așa perfectă cum toată lumea își dorea. Au fost multe teste, au fost multe încercări, dar din fiecare greșeală au avut de învățat. Anii au trecut, iar pe parcursul lor a evoluat și laboratorul de panificație. Acesta beneficiază de o nouă locație, dar și de 10 de angajați. În 2006 am început construcția unei alte clădiri după standardele europene și în prezent, în noua locație, avem 46 de angajați, mașini de transport, 6 magazine proprii în oraș și unul în Toplița, o rută de distribuție. Acum muncim să modernizăm un nou laborator de cofetărie, da, cu utilaje noi, cu săli de prezentare și de degustare pentru viitorii miri și pentru clienți. Acesta nu este însă stadiul final al dezvoltării firmei. Pentru viitor sunt avute în vedere și alte planuri de creșterea numărului de angajați, dar și a ofertei. Peste 5 ani, peste 10 ani, mă văd tot la firmă, dar văd o firmă mult mai mare. Dacă acum avem 46 de angajați, în viitor sunt foarte sigură că ne vom mări echipa, pentru că ne dezvoltăm în continuu și asta ne dorim. Laboratorul oferă reghinenilor de la pâine și produse de panificație până la torturi și prăjituri, o gamă variată de produse din care pot alege. Toate acestea stau sub sloganul firmei Prețuiește tradiția.